Nava spațială creată de Boeing are niște probleme tehnice, iar astronauții se vor întoarce pe Pământ doar atunci când vor fi siguri că pericolul a dispărut. Ei se află pe Stația Spațială Internațională de câteva săptămâni. Momentan nu duc însă lipsă de provizii și resurse. We did have some failures, as we're all aware. We had some, lost an RCS jet, and then we lost another one, and then you could tell the thrust, the control, the capability was degraded, and that's why we're staying, because we're going to test it. That's what we do. That's what we do in this business. We're going to get the data that we need to help inform our decisions so we make the right decisions. We've practiced a lot, so I have a feeling, I have a real good feeling in my heart that this spacecraft will bring us home, no problem. But like Butch said, we're learning now to optimize our specific situation and make sure that we know everything about it. Întregul proiect de colaborare cu Agenția Spațială Americană a fost marcat de eșecuri. Nava a ajuns în spațiu abia după 10 ani de la semnarea contractului. Mai multe amânări au fost determinate de probleme tehnice. Succesul acestei misiuni ar fi mai mult decât binevenit și pentru compania Boeing, care se tot confruntă cu probleme de siguranță la avioanele sale de pasageri. Unul dintre cele mai grave incidente a fost cu un avion Alaska Airlines care a pierdut o ușă în zbor.